Tradițional, la 8 mai, în centrul orașului Glodeni, au avut loc competițiile sportive la atletism. Elevii din trei instituții de învățământ au participat la crosul de 3000 de metri, consacrat eroilor căzuți pentru independența patriei. Organizatorii evenimentului, Primăria Glodeni, a pregătit premii și diplome pentru participanți. Сегодня присутствуете на ежегодно проводимом мероприятии в преддверии Дня Победы. Хочу сказать следующее. Значит, своим сегодняшним пробегом мы чтим память наших отцов и дедов, которые участвовали в первой и самой тяжелой войне, в которой погибло более 20 миллионов человек. Хочу попросить вас сегодня вот этим пробегом прочувствовать саму ответственность этого мероприятия, которое есть на данный момент. И результаты кроса победит сильнейший. Pe pietonalul din fața primăriei orașului Glodeni s-au adunat în jur de 100 de tineri, gata să-și încerce puterile în competițiile tradiționale organizate în fiecare an de către primăria orașului Glodeni. Evenimentul are drept scop comemorarea eroilor căzuți la datorie pentru independența patriei, dar și promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerii generații. Foarte bine, mi-a plăcut foarte mult această energie, o competiție, știți, sănătoasă, interes sportiv și totodată am vrut să susțin și colegii mei din liceu Теректив Василий Курбан. Интересно, ради интереса можно было попробовать. Ну, это классно, как бы, да. Copiii plini de energie spun că competițiile sunt evenimentul unde tinerii au oportunitatea să se manifeste, dar și să vadă cine și ce poate. Totodată aceste evenimente înviorează viața orașului și o fac mai atractivă și interesantă. Cervac Vladimir, școala profesională. Bova! 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 La sfârșitul evenimentului, cei mai buni au fost premiați cu cadouri, diplome și medalii de către autoritățile publice locale.